Sinfonia a V-a este o piatră de temelie, ca să zic așa, în repertoriul Mahler și în repertoriul sinfonic. O orchestră mare, foarte mare, cu niște soluri superbe, la multe instrumente. Un pic este ca o operă. Și asta nu-i de mirare din cauza că Mahler era un dirijor de operă, el a fost director și la Opera din Viena mai mulți ani și cunoștea repertoriul de operă, l-a dirijat și nu este o sinfonie, ca să zic așa, aridă sau care nu cântă. Într-adevăr, aici este ca și cum ai avea un spectacol de operă. Deci, o mare plăcere, o mare bucurie și o mare onoare, cum am spus, pentru noi muzicienii, ca să cântăm așa o sinfonie.